Pentru cei care eventual nu mă cunosc, sunt un om care a fost ministru în 5 guverne, a câștigat de 2 ori primăria capitalei și va fost vreo 10 ani președinte. Al tuturor! Așa că o să vorbesc pe documente. Cu scuzele de rigoare că o să citez foarte mult, dacă domnul președinte va avea generozitatea să-mi lase ceva mai mult timp decât cele 4 minute. Domnule președinte, uitați-vă acolo, PSD-ul are 17,59. Vă mulțumesc, deci mi le acordă toate, da? Nu chiar toate. Nu chiar toate. Am înțeles. Domnul Ayatollah, vă mulțumesc pentru timp. Domn președinte. Și vă doresc o zi bună. Domn președinte, domn președinte, numai în România se poate întâmpla să te înjure unul pe timpul tău. Da, și numai în România un Ayatollah poate să fie ortodox. Aici se ridică mâna, nu-i ca pe vapor. Domnul președinte, nu știu cum era pe vapor, dar să știți că acolo n-am întâlnit excroci. Acolo, categoria asta de oameni, dacă apucau să se urce pe vapor, sigur, nu știu dacă erau și la întoarcere. Pe când Parlamentul văd că ține orice, pe tot mandatul. Dar dumneavoastră ați spus în nenumărate rânduri următorul lucru, pe care nu-l puteți contesta. Sunt cel mai bine informat om din țară. Toate informațiile ajung la mine. Și atunci vă întreb un lucru. Cum de această informație nu a ajuns la dumneavoastră? Ori erați cel mai bine informat, ori v-au tras pe sfoară. Trebuie să existe o explicație. Da? Bine. Așteptăm cu interes. Uite acum. Domnul președinte. Domnilor, am ajuns la concluzia. Domnul senator Traian Băsescu. Ah, pardon. Așteptați să vă dau microfonul. Vă mulțumesc, domnul președinte. Vă rog. Am ajuns la concluzia că pot să mențin afirmația. Am fost cel mai bine informat om politic, dar n-am știut decât 10%. În condițiile astea vă dați seama cât știu cei doi președinți de camere? Dacă președintele știe 10%. Domnul președinte, fiecare cu gașca lui. Așa este. Am văzut cât sunteți cu cetățenii numai zilele astea prin Piața Victoriei. Și vă mai pot spune ceva. Se vede cât sunteți cu cetățenii, că toți v-ați pitit de frică că vi s-au făcut publice numerele de telefon. De ce fugiți de cetățeni? Vorbiți cu ei la telefon. Să știți că pe mine mă sună și noaptea, nicio problemă. N-aveți grijă. Da, numai că spuneți cinstit câți vă înjură zilele astea.